A fost nevoie de 2 săptămâni să constate decesul. Oamenii și-au pus semne de întrebare după ce vecinul lor nu mai ieșise din casă de bune zile. De aici se simte, doamna doctor. Dar cine nu l-a văzut, de când nu l-a văzut? De două săptămâni nu a fost văzut omul. A fost un om foarte dificil. Acum eu sunt mai apropiat, nu am de-a lui, stau la 500 de metri sau 300 de metri de aici. Nu l-a văzut și tot am urmărit. Am un sacul de câini la câine. Hai că măcar atâta să dea la câine de mâncare. Abia după 2 săptămâni s-au decis să sune la 112. E vreo 2 săptămâni. Eu nu l-am văzut, cred că de 3 luni, că eu nu prea am venit la el, că e un om foarte dificil. Singur locuia? Singur. La locul cu pricina au intervenit pompieri din Dej, polițiștii, precum și un echipaj medical. Ușa locuinței era blocată, astfel că polițiștii au fost nevoiți să o spargă. În momentul în care au pătruns în casă, au fost întâmpinați de o imagine șocantă. Pe patul din dormitor se afla cadavrul bărbatului în stare de putrefacție avansată. Din cauza că nu are rude, nimeni nu a știut de situația omului. Se pare că acesta ieșise la pensie de câțiva ani, iar anterior lucrase la Salina Ocnadej.